Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod în care discutăm despre cum arată o oportunitate bună de investiții. Să fim realiști, suntem cu toții atrași de diverse oportunități de a câștiga bani într-un mod ușor, fără să depunem prea mult efort. Dar, adesea, aceste oportunități vin și cu un grad mai mic sau mai mare de risc. Avem riscul de a ne pierde banii. De a ne pierde atât banii cât și timpul în cazul în care avem o nouă oportunitate de business, sau de a ne pierde chiar viața în cazul în care avem diverse situații mai speciale. Atunci când vine vorba de investiții financiare, cel mai, mai des întâlnit risc este acela de a ne pierde suma investită, și este important să avem în vedere diversi factori pe care o să-i discutăm imediat. Înainte de asta, Numele meu este Rareș Mihailă, sunt un simplu investitor din Târgu Mureș, iar voi, dacă sunteți interesați de domeniul investițiilor la bursă, vă puteți abona cu încredere canalului investește la bursă.ro pentru că veți găsi aici peste 200 de materiale video gratuite din care puteți învăța cum să analizați și cum să descoperiți acele companii în care chiar merită să investești. Așadar să ne uităm cum arată o oportunitate bună de investiții. Diferența dintre o oportunitate bună de investiții și una proastă se rezumă la probabilitatea de a transforma într-un succes această oportunitate, dar și gradul de risc asociat. Este o diferență foarte mare între posibilitate și probabilitate. Doar pentru că ceva este posibil să se întâmple, nu îl face și probabil să se întâmple. Plasamentele în instrumente financiare, plecând de la ideea că există posibilitatea ca acel activ financiar, acel instrument financiar să se aprecieze în valoare, este doar o speculație. Atunci când vine vorba de investiții, trebuie să ne asigurăm că acel instrument financiar are un grad ridicat de probabilitate să ne aducă un randament pozitiv în următoarea perioadă și riscul asociat acestei, acestui plasament este unul redus sau adecvat randamentului pe care dorim să-l obținem. Cum arată o oportunitate bună de investiții? Pentru a evalua dacă avem de-a face într-adevăr cu o oportunitate bună, în primul rând trebuie să înțelegem în ce ne băgăm banii, în ce investim până la urmă. Dacă este vorba de o companie, trebuie să înțelegem business-ul acelei companii și cum reușește acea companie să genereze cash din activitatea curentă, din activitatea operațională. Celebru Warren Buffett. Spunea la un moment dat, never invest in a company you cannot understand. Așadar, până nu înțelegi cum vei câștiga bani, sau cum acea companie va reuși să performeze bine pe viitor, sau care este activitatea de bază a acelei companii, nu investi pentru că atunci avem de-a face, cel mai probabil vei avea de-a face cu o investiție proastă. Mai departe, pentru a evalua dacă avem de-a face într-adevăr cu o oportunitate bună de investiție în cazul unei companii. Trebuie să facem o evaluare calitativă a indicatorilor financiari. Trebuie să ne uităm peste rezultatele financiare pe care acea companie le-a raportat până acum, să ne uităm puțin la istoricul rezultatelor financiare, a marjelor de profitabilitate, a diversilor indicatori financiari și, de asemenea, trebuie să ne uităm ce și-a bugetat compania până în acest moment. Să ne uităm puțin în ce măsură bugetul acelei companii este realizabil, având în vedere istoricul rezultatelor financiare. Dacă până acum compania a raportat niște rezultate financiare foarte, foarte bune, trebuie să ne uităm ce a contribuit la aceste rezultate financiare bune. Dacă, din potrivă, avem o companie care a performat destul de prost, să ne uităm puțin de ce a performat atât de slab și poate cum au evoluat celelalte companii din același sector de activitate. Vă spuneam de evaluarea sectorului, ne uităm puțin la poziția din piață a companiei pe care o avem, cu care avem de-a face, să vedem dacă este lider, dacă este undeva pe la jumătatea clasamentului și așa mai departe. Este foarte important să ne uităm și la calitatea managementului, să vedem ce competențe are și ce rezultate a reușit să obțină până acum, probabil în cazul altor companii unde au fost manager. De asemenea, este important să ne uităm și la politica de dividend a companiei, să vedem dacă această companie ne va distribui niște dividende cash sau va prefera să reinvestească profitul în dezvoltarea business-ului mai departe. Și cum va investi acei bani? Dacă până acum a distribuit dividende, ce randamente probabil au avut acele dividende? Și dacă nu a distribuit dividende, cum a folosit acel cash și cum a reinvestit acel cash în companie pentru a genera rentabilitate acționarilor? care este planul de investiții mai departe. Cum va reinvesti profitul, dacă va cere bani de la acționar, dacă va face majorări de capital și așa mai departe. Deci avem de a face cu o evaluare calitativă pentru a ne asigura că într-adevăr facem o investiție bună. Dacă vreți să primiți un plan de analiză pentru o companie listată la bursă, pe care să-l urmați așa încât să aveți o imagine mult mai bună asupra business-ului unei companii, puteți primi acest plan pe care l-am compus în urmă cu ceva timp, care uh, vă va ajuta mult mai să aveți o imagine mult mai bună asupra companiei pe care o analizați. Uh, primiți acest plan dacă vă lăsați adresa de e-mail pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Tutorial Investiții. De asemenea, pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Comunitate, uh, avem deja create rapoarte pentru peste 40 de companii listate la Bursa de Valori București, prin care puteți avea o imagine de ansamblu asupra rezultatelor financiare raportate de aceste companii la nivel trimestrial, la nivel anual, indicatorii specifici ai acestor companii, multiplii de preț și multe, multe alte detalii interesante despre companiile listate la bursă. Toate aceste date sunt disponibile celor care își fac un cont pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea Comunitate, unde cu codul de reducere, reducere 20 aveți un discount de 20% la abonamentul lunar, așadar profitați de acest cod de reducere. Mergând mai departe, un alt lucru important de urmărit atunci când evaluăm dacă avem de-a face cu o oportunitate bună de investiții, este prețul la care Beneficiem de această oportunitate. Și așa cum spunea Warren Buffett, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Așadar, atunci când investim într-o companie, trebuie să ne asigurăm că avem un discount semnificativ față de valoarea intrinsecă a acelei companii. Așa cum avem aici în imagine, acest desen, zona de oportunitate se află la. Un discount la acest, sub acest margin of safety față de valoarea intrinsecă a companiei. Așadar, trebuie să ne asigurăm că avem un discount semnificativ față de valoarea reală a businessului, așa încât să avem un spațiu de creștere pe care această companie l-ar putea înregistra față de valoarea reală a businessului. Prețul unei companii știm, știm cu toții. Are fluctuații zilnice, lunare. Uneori merge peste această valoare intrinsecă, alteori în perioade de pesimism maxim coboară cu mult sub valoarea intrinsecă și noi trebuie să știm când avem de-a face cu un discount semnificativ față de această valoare reală a businessului și doar atunci să beneficiem de acea oportunitate. Mai departe, discutăm și despre evaluarea riscului, pentru că după ce am făcut această evaluare calitativă, ne-am asigurat că avem într-adevăr un discount semnificativ față de valoarea intrinsecă, Trebuie să ne uităm și care sunt riscurile cu care vine această oportunitate. Trebuie să vedem dacă există riscuri privind continuitatea businessului. Avem o dependență semnificativă de anumiți clienți. Există riscul ca această companie să fie scoasă din piață de ceilalți clienți care pot oferi prețuri mai bune sau se extind sau există riscuri privind continuitatea businessului. Mai departe ne uităm și la indicatorii de îndatorare. Ne uităm ce poziție de cash are această companie, dacă are datorii purtătoare de dobânzi, având în vedere acum creșterea dobânzilor. Există riscuri ca această companie să nu își poată achita datoriile pe termen scurt? Cum reușește această companie să facă față acestor datorii? Generează atât de mult cash din activitatea operațională, el nevoie să facă alte împrumuturi și multe multe alte lucruri la care trebuie să fim atenți din ceea ce privește îndatorarea companiei. Avem diversi indicatori de îndatorare pe care îi putem calcula și să vedem dacă acești indicatori cum se situează față de valorile recomandate. Mai departe trebuie să ne asigurăm că nu avem riscuri din punct de vedere a lichidității. În cazul în care această companie este listată de pe bursă, care este lichiditatea medie a acțiunilor acelor companii. Cât de ușor ne va fi uh, să ne vindem poziția pe acea companie și cum ar trebui să ne ajustăm poziția pe acea companie astfel încât să ne fie ușor să ieșim la un moment dat dacă vrem să marcăm profitul. Cât de ușor va fi să ne vindem acțiunile având în vedere lichiditatea medie zilnică a acelei companii. Oportunități de investiții vor exista mereu, așadar nu săriți Niciodată, pe prima oportunitate care vă iasă în față, asigurați-vă că aveți un grad mare de probabilitate ca acea oportunitate, într-adevăr, este o oportunitate bună de investiții, că aveți de-a face cu o companie cu o situație financiară solidă, aveți riscuri reduse de a pierde capitalul pe care îl investiți și că. Aveți de-a face cu o companie care este evaluată cu mult sub valoarea reală a business-ului. Aștept să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum evaluați voi oportunitățile de investiții, cum vă asigurați că aveți de-a face cu într-adevăr cu o oportunitate bună de investiții și până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.